Binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amen. Dragii mei, frați și surori, mă uit la voi. Voi vă uitați la mine, uitați-vă că mă urmați mame de Dumnezeu. Pentru că dacă am primit 100 de ani, că mai trecut încă 2 luni peste 100, ne-am duc aminte și a spus colonelul și ala când a venit și ne-a dat niște placaje de astea la împlinirea 100 de ani, o zis că se dea Dumnezeu și la anul să mai vreau dat să se văd. Dragii mei, frați și surori, nu m-am așteptat la treaba asta. Că viața mea a fost ca un copil înțarcat în călătoria care am avut-o de la naștere. Am dus o viață de orfan și, cum vreau să vă spun, și am trăit o viață de copil înțarcat, când înțarcă primea un copil și poți să-i dai un timp, nu primește nimica. Când s-a dus tata meu în război, de tineri, era căsătorit cu Gimbo, s-a dus în război și mama mea a rămas gravidă cu mine. N-am mai avut nici clasă, nici rău, că era prima dată. Când m-a făcut mama, mi-a spus că m-ar... Când m-a făcut mărișor, mi-a spus că când m-a născut, i-a venit extractul de moarte, tace de război de la Mărășești. Aș avut dorință să-l văd cu o fotografie, măcar în viața mea. Dar atunci nu se fotografia, câte 80-70 de ani nimeni. Am fost în război. Poate unii mai zic din frați. Nu mai vorbiți despre treburile astea. Nu pot să tac. Pentru că evangelizarea mea a fost în tranșeu la Cotul Domnului. A stat tancul pe mine să mă omoare, că am avut un caporal, că a fost cu gradul de sergent. Am avut un caporal trecător la pușca mitraliere din Flămânți cu numele de Crudu Petru. I-am spus, Petru, nu stați sușurin la tancul, nu vezi cu hurduc că tancul să ne omoare. Asta în fața voastră. 100 de ani. Dragii mei, frați și surorile mele, mă bucur de voi, nu m-am gândit eu că voi veni odată când am avut o putunere în grupă, Tere, care a făcut armată, nu știu, înseamnă și un teterist. Era om cu facultate, odată, într-o noapte, sub ocotimentul, și-a spus Costanie, zice, în iasă noapte îți vine un putunier, Tere, a zis domnul capitan, că să-l dau în grupă la celindată-l. Probabil că vrea să-l facă ofițer, să facă o leacă de război cumva el. S-a întâmplat că nu s-a liniștit în tranșă lângă mine. Deci, domnule, hai să fugim, că ce-au fugit două grupe din putoane. Aici s-a rămas numai cu grupa asta. A rămas eu cu grupa în fața inamicului. Eram pe o coasă drept în față. N-am avut fini să fugim. S-a sculat putoanele să fugă și l-am prins. A trecut proiectilul pe lângă omul meu fără să-l aud, fără să-l înțeleg, fără să mă orienteze sau să mă trântească de pământ. Pentru că am avut o scapare în viața mea, că am făcut niște treburi. Eu sări capul de aici cu tăt, cu cască și când mă uitam pe pământ, mergea capul în cască, așa ca cum mi-a dat drumul la un bostan la vale și el a rezămat cu pieptul de tranșeu și cioale lui era lângă mine. Gândiți-vă în ce situație eram. Tancul deasupra mea. Dragii mei, frați și surorile mele, asta stau în fața voastră, uitați-vă la mine.
om de 100 de ani. Când a venit Țiriușe, întâi m-a controlat pe mine. O trecut doi soldați într-o noapte și m-a întrebat când a ajuns într-un drept cu groapa în care stam eu, m-a întrebat, domnul Serena, vrei să ieși într-o carce? Cum n-aș vrea? Mi-a aruncat o carcea lui din buzunar într-arșeu și mi-a spus că dacă ne-o mai întâlnit sau nu ne-o mai întâlnit, dimineața se ieși în carce. Și când m-am dus, am uitat, am citit părețele pe carce, scrie Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, slavă Tatălui. Cum stăm îngrămădit în tranșeu și când l-am distis, parcă eu știam unde se distit, dar Iisus Hristos ne distit de a mai evangheliza acolo. Și când l-am distis, am dat s-o luminat în fața mea cum stăm plecat în tranșeu și am dat pe și cuvântul care scrie și ni se va rușina de mine înaintea oamenilor, mă voi rușina și o disuficială când va veni în Împărăția lui Dumnezeu. Tot așa, tot așa, când, începe iară bombardamentele, gloanțe și era deasupra capului, lăsam încetul cu Noul Testament jos, stam până și se admira treaba, vine proiectile, vine și se spărgea pe lângă mine, când îmi da câte un bolohan pe știi casă, înseamnă în hoia capul, cum hoia, știi, când se duce într-o adunare de pocăiți și când se mereu cu acordionul, în bâzeie într-una capul. Când îi spun la frații din biserică, când ies de acolo câteodată, că vin câte 4-5 cu acordioane, și pe mine mă pun frații toți în față. Și capul hoia și exact cum hoia atunci când hoia mă pune și casul bolhoane. Dragii mei, frați și surori, ne trebuie pocăință la fiecare. Dumnezeu să ne întărească, să înțelegem cuvântul așa curat cum scrie acolo. Pentru că să știți că suntem într-o vreme în care e la urmă, suntem ieșiți de pe urmă în biserică. Cristevului s-au cam schimbat, am ușit și pocăiți. Și crezi că spune în Biblie univa acolo, o zis că ar fi vige la răsărit și l-a pus să se stai cu Avram, Isaac și Iacov la masă și Fiul Dumnezeu știi ce-o zis că ar să fie aruncați afară. Deși ne trebuie pocăințe serioase. Ne trebuie așa o pocăință ca să ducem după cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu căutați să ne scoate din întuneric la lumina Evangheliei, hai ca să mai vorbesc după și am căzut prizonier. Numai pe grupa mea a luat-o, că eu eram drept în fața inamicului. Și era ce două din putonul meu era niște căcele camuflați acolo și așa eu puteam fugi. N-am putut să fug. Puțunierul și ala stat pe mal fără cap, a venit tancul deasupra mea și când a venit rușă la mine, m-au controlat întâi pe mine, ne-au scos un nou testament. L-a răspăit odată așa, s-a uitat întrinsul și-a întins mâna repede și l-a dat înapoi. Slavă lui Dumnezeu! Lucrare dumnezeiască! Nu căutat să-l rupă sau să-l vâre, l-a dat, ne l-am pus înapoi în buzunariul vistonului și a mers la ruș, prizonierul m-a luat cu tăcu grupă. Ducându-mi la grupă, l-a rănit pe un ostaș din grupul de la mine, era din Dumbrăveni cu numele Gihulus Hăiscu Petru. Mi-a spus domnul Sărent, aproape de mine că m-a rănit, a noștri ne trăgeți, pe noi să ne omoare, să nu ne ducă jii. A murit în lagăr și așa la săracul.
Dragii mei, după ce ne-au dus la ruși, numai cu grupa mea, când ne-au protejat de ofițeri ruși, acolo era o șurde de suita cu binocule cum merge războiul. Scoace un capitan rus o oglindă de buzunar, mă ceama la el acolo la grămadă și când m-a uitat la mine, nu mă cunoșteam eu. Eram afumat, de aceea cât spărgea boambi de colp și câci și mai câci. Azi stau în fața voastră așa cum mă vedeți, mă bucur de voi, voi mă bucurați de mine. N-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu, bine mai scrie cuvântul lui Dumnezeu și prin Biblie. Vei și binecuvânta la plecare și vei și binecuvânta la venire. Dragii mei, frați și surori, am stat în lagăr 4 ani. Iar am căsătorit o lună întreagă cu femeia, când am venit acasă, am rămas gravid și avem un băiat de 4 ani când am venit înapoi din război. După 4 ani, am mai făcut 3 ani de armată și cu 7 ani am venit acasă. Când am intrat în ogradă, cine era cu băiatul care se cheamă Ion Costan. De mâine băiatul, când m-a văzut, când m-a apropiat de băiat, s-a luat-o la fugă și nu știu mă să se prindă. Măi, vine că ai să-i tată, măi, dar băiatul când am zis că te-ați uitat și tot fuge. Dacă el nu m-a văzut niciodată. Dragii mei, frați și surori, am stat 4 ani în lagăr, când am venit acasă, ce să ieți acasă? Femeia a fost în evacuare, gardele le-au luat și rușii au făcut pe podul Schievi pod, fireșii le-au luat și le-au dus la alții căți, unii nu erau reale, a început să construiesc din nou. S-a mărit băieță. Le-am spus în biserică la mine, în Șterbăți. Le-am spus și vă spun și vouă. Aveți familie, aveți băieți, aveți fiice. M-a zis seama și făceți. Le-am spus la ei în adunare. Și ne vrea să dea copțiul într-o căsătorie, o fată sau un băiat, vine și se vadă și fiege om ești. Am pățit eu, am avut 12, m-am dus în... Mi-a luat nori din ipotești de aici. Foarte bună. Dar să știți că... Au zis, hai tată să mergem până la ipotești. Și am luat 2 băiați cu mine și regea băiații de mine. Cu usuniu, nu pe zice așa, dar cu usca, mă japana mereu. Că și eu la băiat apartament și mi-a spune că eu puța fața pe școală, asistență medicală, bun. Și s-a întâmplat. A ieșit de acolo cu băiatul, în ei acasă, că, și băiatul a zis, de-a mă, când i-a cumpărat tata, bloc, apartament, atunci au mai venit. La 2 zile au venit femeia și s-au aplasat din ipoteci. Acolo au venit și stea autobuzul și ea oamenii, ca să nu ploaie. Și au stat 2 zile acolo și întreba de oameni și familie, suntem noi în Șterbăți. N-avem ce spune despre familia asta, noi niciun cuvânt. E o familie bună, așa și așa. Și la 2 zile au spus că se trimite oale, cigăi, cazane, că se facă nuntă, nu ne mai spune apartamentul. Și le-am spus și în adunare, vă spun și vouă, aveți copii. Să știți că un om cu minte și sănătos nu dă un copil, duce de-al meu și îi pune traiță în spate și duce ce, nu? Deci, dragii mei, trebuie să fim oameni precauți. Am spus câteva cuvinte, aici sunt cam firești. Dar să vorbim o leacă despre Împărăția lui Dumnezeu.
Fraților dragi, mulți se întâmplă și mulți se fac. Mulți avânturi are, poate chiar pocăiță. Dar să știi că vine vremea să pleci de pe pământ, pe altă planetă. Trece în arabură, îți rămână în grăpagul ușă în casă și să te duci în veșnicie și ce sui pe planeta aceea mare a veșnicii dincolo cu trei puncte. Dragostea, nădejdea și dragostea. Dragostea să nu le încurc. Nădejdea și aia. Și dintre aia rămâne una singură, din trei punctele cele rămâne una care spune că dragostea-i Dumnezeu. Deci, dragii mei, frate și surori, mai am amintit-o dacă aici am auzit frate despre dragoste, așa mai departe. Dumnezeu să ne hărăzească să avem dragoste. Amin. Că numai dragostea e Dumnezeu și cu aceea putem să mergem înainte. Și vreau să vă spun eu, dragii mei, de-amu din Biblie, mă duc o leacă prin Biblie, așa. Dar ne-am spus nu, acolo în biserică, la mine, de multe ori, cercetați Scripturile, că așa spune. Fiindcă în ele găsiți viața veșnică. Vreau să, ca să încep, nu cunosc pe frații, deși îl cunosc pe frații Mircea. El m-a adus că a fost la el, că lăcrămioara e nepoată, merge la fată. Și vreau să cecească Mircea un verset din Biblie, unde am să-i spun eu să cecească, ca să auzim cu feții. Cecească, frate Mircea, capitolul 9 de Romani. Cu versetul așa, unde scrie acolo, Dumnezeu e stăpân să aleagă. Dar aceasta nu înseamnă că Dumnezeu, nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avraam, nu toți sunt copiii lui Avraam. Ce este scris în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele? Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Amin. Nu copiii trupești sunt sămânța lui Dumnezeu, dragii mei. Și se întâmplă cu copiii trupești. Seamănă cu tata și cu mama, dar nu cu Dumnezeu. Deși Dumnezeu să ne ajute, sămânța dumnezeiască e Isaac. Și venirea la pocăință se vizivi prin făgăduință. Nu că vreau eu să-mi fac eu ceva și mă duc la pocăință. Îmi place o fată și mă duc eu, dar nici prin făgăduință. Prin lucruri așa și multe lucruri, nu numai asta. Deci ați văzut și eu ce ți-ți fratele. Nu copiii trupești sunt sămânța lui Dumnezeu. Sămânța lui Dumnezeu se vie la pocăință prin făgăduință și atunci Dumnezeu ne înrunează întrânsul și le face ca să putem să avem moștenire. Și ne dăm moștenire prin ascultarea cuvântului, ca nu cumva în călătoria vieții noastre ca om pocăit și pocăită, să ne pierdem sarea. Ne-o baga la sare, că sarea are gust. Și spune că sarea, dacă se strică numai cu ce-o locuiță, decât aruncată. Și un om care e pocăit, care s-a stricat sarea, e nereu că așa nepocăit, că așa nepocăit poate să vie la pocăiță. Dar ăsta care s-a stricat sarea, mai îndrăsnește și mai bine, dar nu mai are nicio frustă. Deci, dragii mei, frate surori,
Sunt și oameni precauți, sunt și oameni care să înțelegem cuvântul. Pentru că dacă ne ducem prin Biblie, hai să o leac cu Matei. Știi ce spune în 24 Matei cuvântul? Când ar să apare Iisus Hristos pe norii cerului, pe ce semințiile pământului ar să boșească. De ce? Că atunci ar să vadă săracii s-au șalat. Dragii mei, frate și surori, să băgăm de seamă. Că se începe de asta pașii poartă, că nu ne suit acolo sus în planeta veșnicii. Unii mă mai duc, să mă duc la Marcolea, că pentru că Iisus Hristos a ales patru evanghelișul care eu am luat de îndemâna lui. Și în Marcu și ce-a scris acolo, evanghelistul Marcu și-a spus Iisus. Și Iisus a spus în felul următor, ați ieșit după mine ca după un tâlhar cu sabie și cu șomejă. Doar în 10 zile eram cu voi în timp și v-am învățat, dar am venit puterea întunericului și apreșierile voastre. Dragii mei, frate, cine crezi că a făcut treaba asta? Cine a venit cu sabie și cu șomejă? Oamenii legii. Nu vine nici oameni așa, fără niciun căpăță, oameni de lege, oameni cu minți. Așa, vreau că am citit Marcu, mă duc în Luca. În Luca, la capitolul 6 și cu versetul 27 și 28, ce spune? Dar eu vă spun vouă care mă ascultați. Nu rătăți, iubiți pe vrășmașul voștri și faceți bine celor ce vă urăsc. Dumnezeu să ne dea putere să ne verificăm fiecare din noi ca să înțelegem pocăința. A rămas Ioan în capitolul 18. După ce l-a făcut pe Iisus de piteții numele oasele, oamenii legii. L-a băjecurit, l-a scuipat, l-a bătut, a ajuns om discrețiat, l-a dus și la Pilat, Iisus, oamenii legii, ca să-l condemne la moarte. Și Pilat i-a întrebat, și pâră aduceți asupra omului ăstuia? Știi ce-a zis oamenii legii, preoțimea, cărturarii, farisei? Dacă n-ar fi fost un făcător de reale, noi nu ți-l luam în mânurile tale. Dacă vorbești cu un om care îl suplege, adventist și spune, noi suntem cu adevărul. Dar Iisus a fost om fără de lege, dragii mei, când a vindicat țișoarele ologului, ocii orbilor, i-a hrănit. I-a căutat, s-a dus pe drumul Ierihonului, l-a găsit pe șala bătută de talhar, l-a pus pe asil, l-a dus la halul de poposire. Iisus Hristos a făcut numai bine, nu a fost un păcător de rele. Iată și au ajuns să zică oamenii pe păcători de rele. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, frate, surori, e mult vorbit. Dacă aș sta până mâini dimineață, am și vă spune, dar caut să o rătunjesc. Și vreau la șei și-a mai vorbit o leacă amu, să-i pun haizașul. Și îi pun o câteva cuvinte așa, ca fiecare din voi să înțeleagă ce suntem noi. Viața e ca un trin de munce a noastră, cu un mecanic iscusit. Ține mâna, strânsi pe frâne, drumul vezi, să nu-l greșești. Trilungare se oprește, tu cu obări ești obosit, însă Domnul îți va zice, călători, bine ai venit, amin. Amin, Domnul să vă binecuvânteze.